Următorul premiu merge către Banca Transilvania, premiu pentru contribuția la creșterea unei comunități antreprenoriale de succes. Și îl invit alături de mine pe Aurel Bernas, CEO BT Asset Management. Banca Transilvania a deschis STUP, spațiu fizic și virtual dedicat susținerii comunității antreprenoriale. Am promis că vorbesc puțin. Cred că mă... Mulțumesc, mi-a vrut plăcere. Să mă apropiu foarte rapid, așteptam și un start al competiției, de când am văzut că ești gazda, am vrut să spun asta. Eram pregătit și să alerg, și să sar, și să mă arunc în apă dacă trebuia. Vă mulțumesc tare mult pentru invitație, în primul rând felicitări vouă. Mulțumesc. Și în al doilea rând, pentru că toți suntem la o seară festivă, chiar mă bucur că pot să predic acest premiu în numele Băncii Transilvania, o companie care a început de la o idee și a ajuns să fie cea mai mare bancă din România. Și în al doilea rând, stau să mă gândesc dacă crizele ne fac bine sau rău. Cred că cu toții suntem expresia faptului că orice criză care trece cu bine doar ne întărește. Și acum câte aveam minute, chiar povesteam în rândul 2 din această sală că avem norocul ca multe dintre companiile la care subscriu și Banca Transilvania să fi trecut prin 3 crize în ultimii 25 de ani de existență, 3 crize mari și din care să iasă mereu câștigătoare. Nu pot decât să vă urez ca și din ceea ce vine sau avem în fața noastră să avem aceleași bucurii și succese. Mulțumesc încă o dată, sărbători fericite!